Lucrările la autostrada care face legătura între drumul național 73 și platforma Dacia se efectuează în ritm alert, astfel încât la începutul lunii decembrie aceasta va fi dată în folosință. Autostrada suspendată, pe lângă faptul că are rolul de a fluidiza traficul în tot orașul, va asigura uzinei de automobile Dacia și o bună colaborare cu furnizorii, întrucât transportul de la și la producătorul autohton va fi mult mai ușor. Prin construirea autostrăzii care face legătura între drumul național 73 și platforma Dacia, autoritățile locale au demonstrat încă o dată cât de multă importanță acordă infrastructurii.